De cea mai cumplită calamitate nu e cea care se produce instantaneu și te surprinde. Cea mai cumplită calamitate este calamitatea lentă. Boala nevăzută, deșertizarea sudului, dispariția apei potabile, arderea solului, uitarea de către copii la seară să mai pună grâu în pământ, habar n-au cum să pună fasole pe vrej. Vor supraviețui, spune Ecleziastul, numai semințiile care vor ști să scoată viața din pământ. Noi trebuie să pregătim poporul acesta din nou să fie fiul pământului, iubitorul de pământ, cel care îl are cu palmele, căci de acolo ne va veni viața. Și ecologică și biologică. Și trebuie să învățăm pe oamenii noștri cum să-și crească copiii în legea pământului. Nu abureala asta de îmbătare, de îndobitocire cu emisiuni TV, cu toate fițele și pipițele care se pune pe gura căscată, care se distrugă organizarea neuronală. Cine nu va ști să se întoarcă la legea pământului după 2020, nu mai are șansa să supraviețuie. Ultima civilizație a hidrocarburii, dispariția resursei vitale, va face să se prăbușească producția agricolă cu 50%. Ceea ce înseamnă că 50% din această populație va intra în foamete. Și atunci vor fi migrațiile necontrolate, pâlcurile care își caută apa și mâncare. Vor fi conflictualitățile. De aceea am și scris undeva gen science fiction, București după 50 de ani. Și a spus, cu voia lui Dumnezeu și marea sfințire a spiritelor noastre, vom păstra aceste locuri până la cetatea cea mare a munților noștri. Unde trebuie să ne ducem și să oprim apele în palme, ca să nu se spurce la vale. Vine repede pe asta. Încălzirea globală are o proporție geometrică. Schimbarea sensibilității naturii a ajuns pe o scară de la 1 la 10 la 7. Gravitația a crescut cu 2%. Sistemul a scăzut cu 2%. Rezonanța Schumann a crescut la 7,86 la 12,8 astăzi. Asta.